Bună seara, prieteni! Invitatul meu în studioul Vaslui TV la ediție specială de astăzi este domnul prefect al județului Vaslui, Daniel Onofrei. Îi mulțumesc pentru prezență. Bună seara, domnule prefect! Bună seara, domnule Tripu, atât dumneavoastră cât și tuturor celor care ne urmăresc în seara asta. Domnule prefect, vine iarna, se apropie timpul rece. Deja trei zile au fost ploi, a plouat cât se poate de bine, adică așa, nu cât ar fi trebuit, 50 de litri, cam așa zic specialiștii, pe metru pătrat, dar e un lucru bun. E o bază de început pentru răsărirea grâului, a celorlalte culturi de toamnă. Vreau să întreb dacă județul Vaslui e pregătit de a întâmpina sezonul rece, adică nu ne ia iarna prin surprindere, a zis deja la Botoșan, drumuri blocate, mai dificil așa de circulat în zona aceea de nord, a fost acum o zi. Acum, cum va fi cu Vaslui? Suntem pregătiți, nu suntem pregătiți? Ce fac cei de la drumuri județene? Vreți, nu vreți, vă interesați și de activitatea lor, sigur că, dar mai ales vorba de o circulație pe drumurile publice, atât comunale, sătești, județene și naționale. Suntem pregătiți, domnule Trifu, suntem pregătiți așa cum trebuie să fie pregătit un om gospodar încă din vară. Suntem pregătiți, ținem o permanentă legătură cu reprezentanții UAT-urilor, avem o colaborare și o comunicare foarte bună cu dumnealor. Și în continuare îi rog pe toți primarii sau reprezentanții instituțiilor implicate în astfel de aspecte să îmi comunice orice fel de problemă sau orice lipsuri ar înregistra. Am avut și avem tot felul de... Mai sunt și mici sincope. De exemplu, un domn primar m-a anunțat săptămâna asta că a plătit de o lună la o anumită salină și încă nu reușește să... I-a trimis sare. Da, dânsul trebuia să-și o aducă. Bun, am reușit și am găsit un contact acolo. Mi s-a confirmat că rezervare dumnealui a avut, dar subalternii dumnealui au uitat să-l informeze că n-au fost ei să ridice sarea. Am reușit și am discutat să-l reprogrameze, astfel încât să rezolvăm orice mică situație. Noi avem foarte, foarte dese raportări și informări cu privire la modul în care UAT-urile sunt pregătite pentru această iarnă. Ne bucurăm că o foarte mare parte dintre UAT-uri nu mai fac angajamente, contracte cu terți, ci au utilajele, da. Și au achiziționat utilaje și se vor descurca cu forțe proprii. Da. Deci, una peste alta, să stăm liniștiți, adică nu o să fie mari probleme, să ningă, că asta ar fi de așteptat. Ne dorim cu toții să apară și primul strat de nisoare, mai ales pentru copii, să mai bucure. Nisoarea e bună pentru agricultură, e rea pentru șoferi. Ei. Asta a fost, iarna nu-i ca vara, spunea un filozof în viață. Acolo mă gândeam și eu la ce zicea. Dar în mod sigur știm și suntem pregătiți să intervenim rapid, astfel încât cetățenii județului nostru și nu numai să nu înregistreze probleme sau întârzieri. Da. Domnule prefect, ați cam, cum se zice așa, v-ați cam deplasat prin județ în ultima perioadă de timp. Ați avut audiențe în câteva comune, în orașe. Care este de fapt problematica pe care o ridică cei care vin la dumneavoastră și reclamă anumite stări de lucruri existente în unitățile administrativ-teritoriale Vaslui? Mi-am propus încă de când am ajuns la prefectură să reprezint cetățeanul de rând, să încerc să-i rezolv în mod legal problemele sesizate. Mă bucur că de la săptămână la săptămână
observ o prezență tot mai mare în zilele de audiență, în afară de aceste zile de audiențe, pentru că sunt și cetățeni care nu dispun de mijloace financiare care să le permită deplasarea, merg eu în comunele dumnealor. Cazuistica este foarte, foarte de la om la om. Cetățeanul nu-ți vine cu o singură problemă, întotdeauna vine cu 3-4 probleme. Pentru el este extraordinar de important să aibă unde merge și să fie ascultat. Iar când reușim să mai și rezolvăm dintre probleme, iar eu am și prost obicei că după ce terminăm acolo, revin la primarul sau la secretarul general din comuna respectivă și verific dacă s-a și rezolvat situațiile. Uh-huh. Sunt situații diferite, situații care trenează de foarte, foarte mult timp, nu mai vorbesc de situațiile care țin de fond funciar, se chinuie oamenii de 20-30 de ani să-și rezolve problema și să intre în posesia terenului moștenit de la bunici, străbunici. Sunt și altfel de probleme. Ultima mi-a rămas în minte un caz de la Muntenii de Jos, din zona penitenciarului. 57 de familii și-au cumpărat suprafețe de teren pe care au sperat că își vor putea construi case. Păi, și nu pot să facă. Și nu pot, pentru că acea zonă este o zonă inundabilă și nu pot primi niciodată autorizație ce de construcție. Ce se poate face? Că omul așa cumpărat. Ce va face? Face iaz de pește, face piscină, fac... Bun, în primul rând, situația acolo stă în felul următor. În primul rând, e în zonă extravilan. În al doilea rând, pe toată suprafața de care discutăm, lipsește digul de pe Vasluieț. Da. Am chemat și am invitat la discuții pe domnul primar de la Muntenii de Jos, împreună cu un inginer de la Urbanism. L-am invitat pe domnul Chelsoiu de la Apele Române. Da. L-am invitat chiar și pe domnul Damian. Mie îmi place din numele lui, îl consider un profesionist și... Este un profesionist. Este, așa l-am interpretat și eu. Și din toate discuțiile, cred că am găsit două variante de, măcar de inițiere pentru rezolvarea problemei. Acum, acolo, știți, săracii oameni, dacă își ridică măcar o magazie, sunt pasibili de amenzi. Dacă își ridică deci construcții... Deci o anexă gospodărească, ia amendă, că da, nu are pentru voie. Că, exact, exact. Da. Și atunci am găsit ca și, știu eu, prime măsuri de rezolvare. În primul rând, să dezvolte primarul localității, să solicite un studiu de potențială inundație, după care să fixeze anumite măsuri. De exemplu, trebuie să înalți terenul cu 50, cu 70 de centimetri ca să nu să poți evita orice problemă legată de inundație. Sau am discutat cu domnul director Chelsoi, este inițiat acolo un proiect de construcție a digului. S-a blocat datorită faptului că la faza de proiectare nu s-a prezentat nimeni. Să încercăm să reluăm această fază și să... Deci înțeleg că costul, adică valoarea proiectării e derizorie de nu s-a prezentat nimeni să proiecteze un astfel. Nu e derizorie, dar știe toată lumea acum că s-au modificat așa mult prețurile și s-au... asistăm la o stare de fapt foarte complicată, dar important este să găsim soluții ca oamenii să poată să-și rezolve ceea ce își doresc. Alt exemplu de caz care mi-a rămas la fel este un caz, două doamne au venit la audiență în Vaslui și mi-au zis că atunci când și-au cerut drepturile la primărie, au fost întâmpinate cu o atitudine total necivilizată din partea colegilor noștri din administrație.
ca să nu tragem concluzii pripite, m-am oferit să merg și eu la primăria respectivă, împreună cu colegi din prefectură. Acolo i-am chemat și pe cei care ar fi fost acuzați de un comportament inadecvat, cu primarul de acolo din localitate, și zic eu că am reușit să aducem bun. Știți ce se întâmplă? Omul vine, îți prezintă problema, dar din perspectiva dumnealui. Acolo există și emoții, acolo există și poate subiectivism, și atunci încerci să fii, drept și să judeci în mod corect. Nici de cum nu poți să avantajezi pe cineva sau să acoperi alte chestiuni. Legate de fondul funciar, sunt foarte multe probleme. Așa de multe sunt? Foarte multe probleme și mai discutam și altă dată când am venit aici, ca și cauze a trenării acestor situații, sunt multiple, începând de la faptul că omul nu-și cere drepturi decât atunci când de regulă îi ajunge cuțitul la os, da, cam așa ceva. Sau în general sunt oamenii care se pregătesc, să zic așa, pentru o trecere în altă parte și doresc să lase ordine în urma lor, moștenitorii să nu se certe și să aibă o situație clară. Din păcate, în momentul în care cauți marturi, cauți dovezi, te lovești de faptul că ba a inundat arhiva nu știu care, ba că secretarul sau agentul agricol care s-a ocupat de acea zonă a luat toate actele acasă sau le-a aruncat și a plecat, nu l-a mai interesat. Sunt o multitudine de cauze. Și de justificări ca să... Nu? Da, dar încercăm atunci când ajungem acolo, nu merg singur, merg cu colegi de la fondul funciar, merg cu colegi de la juridic și încercăm să găsim, să inițiem un parcurs legal pentru rezolvarea situațiilor. Domnule prefect, știrea zilei, de fapt știrea serii, vine de la Comisia Europeană, care iată consideră că MCV-ul pentru România poate fi ridicat. România îndeplinește cele 4 condiționalități din MCV care poate fi oprit. Monitorizarea va fi însă continuată în cadrul mecanismului privind statul de drept, arată raportul pe care l-a publicat astăzi Comisia Europeană. A făcut anunțul inclusiv președintele României, domnul Klaus Iohannis. O veste bună. O veste foarte bună. Aspectul pozitiv este nu faptul că am scăpat de această observație, ci pur și simplu faptul că am făcut noi tot ce trebuia să facem, să ne integrăm și noi într-o lume normală și civilizată, pentru că nu putem să cerem să stăm la aceeași masă cu țări care s-au ridicat la un anumit nivel fără să ne ridicăm și noi la acel nivel. Da, e un prim pas, poate, așa, discutând... Ați observat că și pentru... Intrăm în Schengen, ce exact. Verdict... Exact, uitați că și pentru condițiile, am început să respectăm condițiile pentru integrare în Schengen. A fost verificată și zona asta, Albița? Încă nu. N-a fost verificată, dar la noi aici e țais, cum spune neapțul, adică totul merge... Să știți că suntem foarte, foarte pregătiți. Știu. Da. Suntem... S-a verificat, se vede. Și eu m-am deplasat de mai multe ori aici în vamă și mă bucur că reușim să ne aliniem tuturor cerințelor. Da. Astăzi a fost un protest al ambulanțierilor în fața Guvernului României, deci la București. Au fost prezenți și aproape 40 de angajați ai Serviciului Județean de Ambulanță. Printre revendicări, ați văzut, ambulanțe noi, mașini noi. Mașini care au 1 milion de kilometri, mașini care au 700.000 de kilometri, mașini care nu mai îndeplinesc condițiile normale de funcționare.
Care e opinia dumneavoastră? Au trecut și pe la dumneavoastră cei de la sindicat? V-au spus ceva pe tema asta? Nu, să știți că urmăresc, avem un grup interjudețean. Am observat mișcări prin câteva județe, foarte firave, 3-4 județe au înregistrat astfel de mișcări. La noi nu am avut astfel de întâlniri cu nimeni din cei înregistrați la acest serviciu. Sunt de acord că trebuie să avem o flotă corespunzătoare, sunt de acord că trebuie să avem instrumentar corespunzător. Sunt lucruri normale și de... și care trebuie să îndeplinite, sigur că da. Da. Domnule prefect, uitați, aveți, e un telespectator de-al nostru, Constantin Buciumaș, spune așa, bună seara, sunt de la Bogdana. Suntem mai mulți moștenitori de terenuri agricole și de păduri. Bani pentru dezbaterea moștenirii nu sunt. Am înțeles că este un program național care ajută acest segment de populație gratuit. Aș dori să detaliați. Bogdana figurează în acel program. Acum, dacă aveți informații despre, că bănuiesc aici cu dezbatere, vorba de cartea funciară, nu de întabulare. Da, există un program adresat OCPI-ului prin care se pot face intabulări la într-un mod gratuit, însă există pentru fiecare comună la fel o ofertă de licitare a rezolvării. Da. Sper să nu fie nimic important. Nu pot să știu pe de rost dacă Bogdana face parte, dar mă pot interesa, dumnealui, dacă vrea să-mi lase un număr de telefon, mâine dimineață îl sun și pot da un răspuns concret. E și domnul Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură, spune, sunt la București, la Camera de Comerț, Industrie, Camera de Comerț și Industria României și urmăresc cu emisiunea noastră, sunt la hotel, o emisiune interesantă. Da, o să încercăm să sunăm pe domnul președinte, a avut loc topul firmelor naționale și avem foarte multe, avem câteva firme vasluiene care erau în top, sunt băgat acolo. Am participat și eu aici la topul firmelor la nivel județean. Îl felicit pe domnul Ionel Constantin pentru organizare, pentru invitații pe care a reușit să-i aduc aici la Vaslui. Iată că și Vasluiul începe să devină cunoscut și pentru alte calități și fapte bune. Da, o să-i spun, domnule Constantin, că vom încerca să luăm legătura, să-l contactăm mai spre finalul emisiunii, undeva în jurul orei 18:40, 45. Tocmai pentru a afla noutățile de acolo, să vedem cine sunt cei care, știu că erau gazestul de regulă, trebuie să fie printre laureați sigur. Mai sunt câteva firme importante din județ care, iarăși, se plasează pe primele trei locuri. Vom vedea la timpul potrivit ce și cum. Domnule prefect, da, ați avut astăzi la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, ați avut o întâlnire cu membrii la Câjăraie, Centrul Județean, nu mai știu cum îi spune. Da, uitați-vă acolo cât vedeți că vă sun. Aș putea răspunde. Da, o să vă rog... Am să rog, răspundeți ca să vedem, am să, așa. Voiam să spun, prieteni, că astăzi a avut loc foarte multe acțiuni. O acțiune dintre acestea a avut loc și la Centrul Județean, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui. S-a discutat problema învățământului dual și profesional. A fost o întâlnire între întreprinzătorii, particular, nu? De scuze, da, am văzut, e o situație, e o situație mai deosebită. Dacă o să vreți la sfârșitul emisiunii să ne spuneți despre ce e vorba, e bine, dacă nu, nu. Da, azi, da, am avut, nu, Ionel am participat Constantin astăzi. Ne va da noutăți despre noul președinte al
Camerei de Comerț și Industria României, dacă a avut loc alegeri. Super. Așadar, ați fost prezent. În ceea ce privește întâlnirea de astăzi, nu este prima discuție cu această temă. Încercăm să punem la aceeași masă partea educațională cu partea de întreprinzători. Fiecare dintre aceste două departamente, să le zic așa, are problematica și încercăm să găsim un numitor comun, pentru că întreprinzătorul își dorește oameni calificați, partea de educație nu poate fi nici atât de flexibilă încât de la an la an să poată introduce pregătiri și profesiuni noi. Aici cred eu că principala sau singura rezolvare stă la părinți și nici de cum, nici la sistemul educațional, nici la sistemul productiv. Și anume faptul că dacă am înțelege că societatea are nevoie și de profesioniști și nu numai de doctori sau de ingineri, cred că ne-ar fi mult mai ușor. Din păcate, părinții își doresc, absolut toți părinții își doresc ca, virgulă, copiii lor să urmeze facultate, să, indiferent că poate profilul acelei facultăți nu se regăsește nicăieri pe piața muncii, dar ne dorim ca și copiii noștri să aibă studii superioare. Da, dar ce voiam eu să... Uitați, am fost zilele trecute la liceul Ioan Mincu, a fost zilele liceului, foarte interesant, cofetari, patiseri, am văzut constructori, care se pregătesc în meseria de constructor și multe, multe, cu șoferi, bineînțeles, conducători auto. Iată că avem ceva. La fel, cred că discutăm despre cele tehnologice și avem câteva. Avem și la Bârlad, nu? Ca și cazuri concrete, întreprinzătorii, de exemplu, și astăzi și la întâlnirea anterioară, își doreau electricieni. Electricieni. De exemplu, întreprinderea de rulment are, ia uite, caută rulmenții, caută electricieni. Oricând 20 de electricieni să-i angajeze, își doresc angajatorii, își doresc meserii de genul instalatori sanitari, care într-adevăr nu reușim să-i profesionalizăm noi la nivel județean decât într-o foarte mică măsură. Bun, așa cum specificam astăzi, la un moment dat, chiar după ce vor termina elevii sau șomerii care sunt cuprinși în astfel de cursuri, pentru că avem în derulare un astfel de curs de electricieni din cadrul șomerilor, de 14 viitori electricieni, dar după ce vor termina acest curs și vor fi autorizați, oricum va trebui să existe la fel o sincronizare sau o armonizare între cerere și ofertă. Adică nu poți să-i angajatorii aveau sau își doresc să fie modificată cumva zona legislativă astfel încât să-l obligi pe absolvent să rămână la tine 3 ani, cumva să poți să închei un astfel de contract. Acum, da, suntem aproape de aceeași vârstă și dumneavoastră aveți o vârstă, eu sunt mai înțelept, cum spun unii, mult că mai înțelept că am adunat așa ani mai mulți, dar și cei care începeau pe timpul comuniștilor, începeau activitatea, școala profesională, făceau un contract pe durata de 5 ani de zile cu o întreprindere, de fapt cu statul, și trebuia să-ți duci la îndeplinire, dacă nu plăteai școlarizare. Bun, dar atunci nu aveai alternative, domnul Trifon. Nu aveai alternative. Nu aveai orizontul pe care l-ai acum. Și deschiderea ca să poți să pleci afară. Liberalizând piața muncii. Facem o scurtă pauză. Da, între timp, poate dumneavoastră mai dați un telefon și mai vedeți ce se întâmplă. Prieteni, publicitate, revenim în aproximativ 60 de secunde. Să știți că avem întrebări, domnule prefect, atât de la Drânceni, avem întrebări de la Șuletea, primarul, prietenul emisiunii noastre, Ciprian Robert Tamaș, da, la timpul respectiv, publicitate.
Mega promoție! Frigorep și Eldac Group vin în ajutorul tău! Achiziționează acoperiș din țiglă metalică de la punctele de lucru Frigorep din județul Vaslui și primești cadou un voucher în valoare de 400 de euro pentru panouri fotovoltaice de 4 kWh de la Eldac. Nimic mai simplu! Cumperi acoperiș și primești cadou 400 de euro pentru panouri fotovoltaice. Eldac Group vinde, montează și te conectează la rețeaua electrică. O campanie Frigorep împreună cu Eldac Group. Frigorep, distribuitor autorizat de țiglă metalică Bilca, ferestre pentru mansardă Velux, panouri termoizolante TerraSteel, vinde acum și în rate prin TBI Pay. Vrei un acoperiș pentru casă, garaj, foișor sau panouri pentru hală? Vrei să cumperi rapid și convenabil produsele dorite, fără drumuri la bancă, rată fixă pe toată perioada creditului fără avans? Îți oferim credit doar cu buletinul. Acum poți achiziționa în rate prin TBI Pay de la punctele de lucru Frigorep din Vaslui, fosta electrică ieșirea spre Negrești, Moara Grecilor, parter, motel, Puș, lângă Lukoil și Bârlad, calea Tecuciului, ieșirea spre București. Pentru consiliere rate, relații la numărul de telefon 0736 607 784. Acoperișul tău nu mai poate aștepta. Noi da. Cumpere acum, plătești prima rată luna viitoare. 20 decembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, Ion Paladi și Orchestra Lăutarii, dirijată de maestrul Nicolae Bodgros, te așteaptă la spectacolul extraordinar La mulți ani de sărbători. Magia sărbătorilor de iarnă vă este adusă printr-un concert inedit alături de invitați speciali Paula Selin, Ionuț Fulea și Monica Angel. Ne bucurăm împreună de magia sărbătorilor de iarnă. Biletele pe www.entertix.ro. Un eveniment produs de Paladi Music Events. Partener media Vaslui TV. Da, prieteni, am revenit în direct. Mulțumim că ne urmăriți atât pe cablu, pe televiziunile prin internet, televiziunile prin cablu, cât și pe Facebook. Invitatul meu, pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, este prefectul județului Vaslui, domnul Daniel Onofrei. Încă o dată vă mulțumesc, domnule prefect. Și mergem direct la ce mai comentează pe Facebook. Spune așa, domnule prefect, despre Comuna Drânceni, ce ne mai puteți spune în legătură cu necazurile cetățenilor, cu acele hectare de pământ luate cu ghilimele de rigoare hoțește de unii din vechea conducere a primăriei, zice Cami. La Drânceni, ca și la Bogdana și ca în multe alte comune, întâi trebuie să avem o imagine clară asupra titlurilor de proprietate emise versus de cele care urmează să fie emise, pentru că acolo au fost emise mult mai multe titluri de proprietate decât terenul existent efectiv. Iar situația este o situație destul de greu de clarificat, dar am inițiat tot ce trebuie să inițiem ca să demarăm acest aspect. Știți cum e, ca să poți demonstra că un titlu a fost acordat pe nedrept, trebuie să demonstrezi de fapt al cui e de fapt acea suprafață de teren. Și martori sunt mai greu de găsit, foarte mulți, exact ce spuneam, au dispărut. Este o muncă foarte, foarte laborioasă, dar eu sunt convins că am inițiat și am pornit acest proces. Prietenul dumneavoastră, primarul Comunei Șuletea, Ciprian Robert Amaș, spune așa: bună seara, domnule prefect, locuitorii comunii noastre care doresc să schimbe cartea de identitate și au nevoie de o viză
de la lucrătorii postului de poliție din Șuletea, întâmpină mai mereu probleme că la post nu este niciun polițist. Restructurarea și reorganizarea poliției române din anii anteriori a centralizat mai multe posturi de poliție și le-a unit la Murgeni, sunt 7 comuni. Astfel, polițiștii noștri pot ajunge chiar până la Berezeni, iar oamenii care au nevoie de acea viză nu pot ajunge la SPCLIP Murgeni pentru a schimba cărțile de identitate. Credeți că s-ar putea viza aceste documente și la Poliția Murgeni? Puteți vorbi dumneavoastră cu șeful Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Mulțumesc, o seară cu pace vă doresc, spune domnul primar al Comunii Șuleta. Îl salut pe domnul primar. Știu că dumnealui a inițiat o tentativă de a deschide chiar la Șuletea un astfel de centru de evidență a populației. Bineînțeles că nu s-a reușit acest lucru. N-am știut de acest aspect, dacă mi-ar fi trimis m-ar fi sunat efectiv, aș fi demarat și până acum astfel de verificări. Îi promit că mâine dimineață mă aud cu dumnealui la telefon și voi avea o explicație sau un mod de rezolvare. Mm-hmm. Iulian Făsan are o rugăminte la dumneavoastră, să treceți și să vedeți ce drum județean avem în zona Berezeni. De atâția ani am săturat de înghițit praful gros de la mașinile ce trec zi de zi, stăm de primăvară până iarna și în continuare cu geamurile închise din cauza prafului. S-a asfaltat doar până la Rânceni, de noi s-a uitat complet, drumul trebuia făcut Berezeni, Moșata spre Dimitrie Cantemir și se făcea legătura cu ei și era un avantaj. Cred că e din Moșata, domnul Făsan. Deci atât pentru... Aici știu că e problema Consiliului Județean Vaslui. Dar atât pentru domnul Făsan cât și pentru orice cetățean, îi anunț, profitând de invitația dumneavoastră, că pot fi găsit oricând la telefon, la adresele de e-mail, și ce vă garantez este că sunt în slujba dumneavoastră și voi iniția tot ce trebuie făcut ca să rezolvăm orice situație. Chiar dacă nu țin și nu sunt în competența mea, pot transmite mai departe organelor competente să găsim soluții. Da. Liviu Pârciu, primarul Comunei Vișoara. Domnule prefect, aș aprecia ca reprezentantul Guvernului Teritoriu să inițieze mai multe întâlniri pe tema PNRR cu reprezentanții UAT-urilor. Am dorit să invitați reprezentanța Ministerului Fondurilor Europene care să vină în județ să putem pune întrebări pe această temă. De asemenea, în calitatea dumneavoastră de șef a serviciilor descentralizate, am dorit să ne facilitați întâlniri cu reprezentanții acestora pentru a încerca să rezolvăm mai repede problemele din teritoriu. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare. Vă salut, domnule primar. Într-adevăr, este o solicitare normală. Îi voi da curs și o să vedeți că, dacă nu luna asta, fiind o lună în care toată lumea este sub auspiciu cadourilor și așa mai departe, dar în luna ianuarie sunt convins că vom avea o astfel de întâlnire. Da, e foarte interesantă și da? Normală. Da. Domnule prefect, acum întreb secretarul general al Partidului Național Liberal. Lăsăm prefectul deoparte. Ce s-a întâmplat că ați revocat-o pe doamna Simona Polac? De ce nu mai este trezorerierul partidului? Este o întrebare destul de indiscretă, să zic așa. Da, dar circulă pe net chestia. Da, știu. Adică haideți să lămuriți, ne spuneți. Băi, e revocată. Este revocată doamna Simona Polac de aproximativ 2 săptămâni, cred. Au fost unele poate regretabile situații dintr-o lungă experiență a doamnei, este trezorierul nostru de foarte mult timp.
La un moment dat am înțeles și unii și alții că nu mai putem continua o astfel de colaborare și atunci a trebuit să... Da, și doamna Simona a fost de acord că apar momente în viață când poate trebuie să vedem, să prioritizăm cu totul alte acțiuni și atunci pe baza faptului că au fost unele neclarități și neînțelegeri vis-a-vis de gestiunea financiară a partidului, domnul ministru a constituit o comisie de verificare financiară a partidului. Au existat câteva inadvertențe, drept pentru care s-a propus întâi suspendarea, după care revocarea din funcția doamnei Simona. Da, doamna este în continuare membru al PNL, nu? Doamna rămâne membru al PNL, sigur că da. Atât, asta era o nedumerire a noastră. Sigur. Mai ales datorită semnalelor apărute prin presa din... Știți cum, presa de pe Facebook, nu? Da, da, da. Așa. Ce mai faceți cu Marius Arcălean? Tu, bă, că acum recunoaște că e forța dreptei, dar în continuare reprezintă PNL-ul la Consiliul Județean. Păi el recunoaște că susține forța dreptei. Noi nu înțelegem și nu știm ca acest partid să aibă reprezentanți în Consiliul Județean și atunci nu mai înțelegem nici pe fostul nostru coleg ce anume dorește sau ce anume mai reprezintă. Ei, să vă ciupească din... Nu, din punctul nostru de vedere, domnul Trifu, să știți că Marius e un fost coleg. Atunci când, că am urmărit și eu emisiunile dumneavoastră, în continuare am să-l numesc așa, un fost coleg, nimic mai mult și... Așa e, când ești în tranșee, tot te mai leagă, știți, amintirile luptelor la baionetă, cu ghilimele de rigoare, că doar nu mai e cu primul război mondial. Da, e păcat să stricăm și relațiile interumane după ce nu mai suntem colegi sau nu mai avem aceleași perspective politice. Adică una e una, alta e alta, eu rămân să-i respect pe toți cei cu care am colaborat. Și cred că așa e cel mai normal. El este un fost liberal. Îl schimba până la urmă, îl da jos din funcția de... I-a retras sprijinul politic. De ce mai este consilier județean? Deci, noi l-am exclus. L-ați exclus? Din punctul nostru de vedere, nu mai este membru al Partidului Național Liberal. Dar vă reprezintă. Dacă nu ne reprezintă, nu poate să reprezinte la Consiliul Județean, îl vedeam împărțind pixuri cu forța dreptei. Ce naiba. Și atunci nu știu cum, da, ce da. Discutăm despre... Nu, da, e de râsul plânsul sau asta înseamnă că legea are multe lacune. Legea, e o perspectivă penibilă, după părerea mea, și încă o dată vreau să repet, ar trebui ca în astfel de momente să dăm dovadă de verticalitate și să ne strângem mâna atunci când drumurile noastre se despart și fiecare să-și vadă de... Eu mă grăbesc un pic, vă rog, să intrăm, vă rog, sigur, și în sigur, legătură sigur. Telefonică directă cu Ionel Constantin, cu președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură. Domnule prefect, dar cine a fost la emisiunea asta de la Realitatea TV? Ce s-a întâmplat? V-ați delimitat de președintele Consiliului Județean Vaslui sau... De regulă vă urmăresc emisiunea și nu aveți decât o întrebare sau două mai indiscrete. Astăzi cu mine le folosiți pe toate. Dar, așa cum am promis, nu voi evita nicio întrebare și nici nu voi răspunde diplomatic sau... Vă spune exact. Mod. Da, 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 vă voi răspunde la întrebare. Deci, în primul rând, domnul Trifu, prefectura nu are nicio legătură cu partea de investiții, cu partea de... proiecte. Prefectura de administrație are rolul publică. Exact de a implementa și de a veghea să fie implementate toate proiectele guvernului român și de protejare a părții legale a tuturor. Da, acum
opinia prefectului. Vă rog. Nu a secretarului general. Vă rog. Deși mă interesa așa și o opinie politică. Era necesară o prezentare și nu în ultimul rând ați văzut că n-a fost nimeni de la PNL și n-aveam ce să caut eu acolo. Da, n-aveți de ce. Bun, am văzut. Ca dar, și secretar general, că mi-a zis că discutăm pe planul. Dar e nevoie să prezentăm, să fie prezentate și într-o astfel de manieră, că așa au gândit-o ăștia de la postul de televiziune din București. Când avem lucruri bune de prezentat, este păcat să nu prezentăm Vasloiu și Vasloiu într-o lumină favorabilă. Sigur că da. Domnule prefect, îl avem pe președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură la telefon. Îi spun bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Ionel Constantin, ați ratat întâlnirea cu oamenii, cu antreprenorii și cu învățământul dual, o acțiune la care sunteți parte, am înțeles. Au fost colegii mei, cred că astăzi. În sigur au fost. Dați-mi voie să-l salut pe domnul prefect și pe dumneavoastră. Pentru mine este o emisiune deosebită, pentru că dezbateți cu atâta plumb problemele județului nostru. Astăzi la București au avut loc alegerile la nivelul Camerei de Comerț și Industrie a României pentru un mandat de 5 ani, unde a fost reales domnul Mihai Daraban în funcția de președinte și în mare parte au fost realeși membrii ai colegiului, din care fac și eu parte. Acum e rândul nostru să zicem felicitări, nu? Vă mulțumesc și să știți că este rodul activităților desfășurate de întreaga echipă a Camerei de Comerț, pentru că suntem una din camerele care contăm la nivel național. Nu vă ascund faptul că și astăzi am fost cei care am căutat să aducem echilibru în întreaga activitate, să vorbim despre Vaslui, mai ales că președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a fost prezent și am demonstrat că existăm și că avem acțiuni care se ridică la nivelul exigențelor Camerei de Comerț și Industrie a României. Eu aș vrea să-i propun domnului prefect ceea ce am spus și la Camera Națională, un parteneriat mult mai consistent cu ceea ce înseamnă eșichierul politic al județului Vaslui, dincolo de politica de dreapta, de stânga, de sus sau de jos. Să fim împreună în problemele majore ale județului nostru, atât pentru oamenii de afaceri, cât și pentru cetățeni. Și vreau să vă spun, fără să greșesc, că avem în față un prefect echilibrat, un om deosebit cu care eu lucrez foarte bine, ne întâlnim, sunt observații pertinente ale domniei sale sau ale noastre pe care încercăm să le rezolvăm, fie în comisiile de dialog social cu care sunt invitat, sau de asemenea atunci când am întâlnit cu domnia sa, sau particip la întâlnirile pe care le avem la nivelul județului. Nu sunt ușoare. Nu sunt ușoare problemele oamenilor de afaceri. Absolut. Dar dacă încercăm împreună, dincolo de parteneriatul politic, să știți că vom reuși. Vasluiu este bogat prin oamenii pe care îi are. Nu prin altceva. Prin da. Oamenii deosebiți pe care îi are. Da. Domnul Constantin, am o întrebare. Cu câte voturi a fost ales reales președintele Camerei de Comerț? 40 din 40 ca și mine. 40 din 40. Deci înseamnă că nimeni nu și-a mai depus candidatura? Nu, a fost singura candidatură la președinte, iar la vicepreședinții aleși, nu cei numiți, au fost aceiași 4 care au obținut maximul de punctaj. Ei, se anunțau așa și pe acolo pe Facebook, toți auzeau că o să fie și alte candidaturi, că nu știu ce, nu știu cum. S-a încercat, însă Curtea Constituțională a României a lămurit pe deplin că este... Aș putea să intervin, vă rog. Transmit un mesaj. Să poate candida din nou. Aceasta a făcut să se lămurească, deși au existat voci, în spatele lor s-a aflat omniprezentul Mihai Vlasov, Prietenul dumneavoastră. Eu care m-am judecat și am câștigat și am demonstrat că n-a avut dreptate. Da. Că el a făcut pușcărie 8 ani și că noi am rămas mai departe. Domnul Constantin, domnul prefect vrea să intervină un pic. Cu drag. Și îl salut cu deosebit respect. Domnule președinte, mă bucur să vă aud.
Mă bucur și pentru realegerea domnului Daravan. Am văzut că aveți o relație foarte bună. Asta înseamnă că o să puteți duce mult mai simplu problemele întreprinzătorilor din județul Vaslui. Vă felicit, îl felicit și pe dumnealui și vă asigur în continuare de același parteneriat onest și prefectură, camera, instituția prefectului, sigur. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Vaslui. Cu drag, domnule prefect, că ambii suntem în slujba cetățenilor și a comunității de afaceri. Ionel Constantin, am o întrebare. Mâine este topul firmelor. Foarte pe scurt, te rog, ai noutăți, câte firme vasluiene vor fi premiate mâine? 71 de firme vor fi premiate mâine în cadrul topului național, din care 10 vor fi pe locul 1, ceea ce demonstrează soliditatea județului nostru. 10 pe locul 1. Toate greutățile pe care le-am traversat, atât pandemia, criza și războiul din vecinătatea noastră. Păi atunci să mai zic că cârcotașii și că nu știu ce, că la Vaslui doar se bea și atât și se doarme, nu? Se violează, pardon. Aș vrea să promovăm împreună atât administrația cât și noi, județul Vaslui, realizările firmelor, așa cum încearcă prefectul județului Vaslui, președintele Consiliului Județean, primarii municipiilor și orașelor. E un exemplu. Așa trebuie să fim, așa trebuie să ne înțelegem. Da. Dincolo de opiniile pe care le avem. Ionel Constantin, îți mulțumesc. Îți mulțumesc mult. O seară frumoasă, drum bun înapoi. Când te întorci la Vaslui? Pe 24, în jurul deci, 16, sunt la Vaslui. Inclusiv mâine rămâi la topul firmelor. Sigur că da. Da. Voi participa împreună cu secretarul general al Camerei, președintele executiv, Claudiu Constantin Scuipa. Ei, să-i feliciți pe vasluienii care vor lua trofee mâine și din partea noastră, din partea prefectului în primul rând, sunt ferm convins că domnia sa e de acord. Mulțumesc, domnule. Și sigur și din partea noastră a celor de la Vaslui TV. Mulțumesc, Ionel Constantin, o seară frumoasă. Mulțumesc, domnul Trifu, pentru emisiune și vă doresc succes și în alte emisiuni. Mulțumesc mult, o seară frumoasă, la revedere. Doamnelor, a fost prezent prin intermediul telefonului Ionel Constantin 10 firme pe locul 1, domnule prefect. Peste 70 în top. Pe mine nu mă surprinde, să fiu sincer. Aveți informații? Nu că am informații. Eu știu că Vasluianu e un om harnic înainte de toate, e un om care știe să dezvolte afaceri. Avem, zic eu de multe ori, că avem o inteligență nativă peste medie în județul Vaslui. Peste ce e în și România. Și pare rău noastră. Mereu când văd că suntem prezentați altfel, cu toate că mai multe probleme de genul celor prezentate se întâmplă în altă parte, nici de cum nu suntem noi fruntași în astfel de... Da. Și pentru telespectatorii noștri care se întreabă ce se întâmplă în fața prefecturii, o amenințare. Eu cred că este falsă cu bombă. Deci agitația de acolo să nu vă sperie că nu e altceva decât iarăși ceea ce s-a întâmplat și acum câte 3 zile, 4 zile, când trei amenințări. Îndemn cetățenii județului Vaslui să fie liniștiți. Suntem prezenți 24 de ore din 24 și nu o să fim surprinși niciodată nepregătiți. Da. Domnule prefect, mai avem, Andrei, mai avem aproape un minut, într-un minut așa aproximativ, privind relația PSD-PNL la nivel de județ, vă mai întâlniți? La București am văzut să vă întâlniți, deja, iată, au crescut, s-a decis niște măsuri sociale destul de importante. Sigur, vă pot prezenta pe foarte puține cuvinte ceea ce s-a agreiat ieri la București. Astfel au convenit că coaliția guvernamentală creșterea pensiilor cu 12,5%, la care se vor adăuga ajutoare pentru cei cu pensii până în 3.000 de lei. Aceste măsuri vizează o încadrare într-o anvelopă de 15,8% și un impact bugetar de 17,5 miliarde. Astfel, punctul de pensie ar urma să crească cu 12,5% anul viitor. E un prim semnal că ne apropiem de final. Cei cu pensii sub 1.500 de lei ar urma să primească un ajutor de 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.500 și 2.500 de lei, 800 de lei,
iar cei cu pensii între 2500 și 3000 de lei, 600 de lei. Guvernul va acorda un sprijin de 1400 de lei pentru plata facturilor la energie pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani și care au pensii mai mici de 2000 de lei. Această sumă va fi împărțită în două tranșe pentru a acoperi cheltuielile din iarna aceasta și din iarna viitoare. S-a convenit de asemenea ca alocațiile de stat pentru copii să fie actualizate cu rata inflației, persoanele cu handicap să primească o a 13-a indemnizație, iar indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război să fie actualizate cu rata inflației începând din 2018, însemnând o creștere totală de aproximativ 30%. Da. Domnule prefect, țin să vă mulțumesc. Era un confrate de-al noastră liberal, Ionel Corneliu Sârcu, care spune: bună seara, sunt curios ce s-a ales de România educată la Vaslui. S-a ales bine, Corneliu, nu? Avem copii extraordinari, fantastici chiar. Nu mai avem timp astăzi, dar într-o emisiune... O să discutăm, o să mai discutăm viitoare, pe tema asta. Ne mândrim cu proiectele pe care am reușit să le aducem în județul Vaslui. Mulțumesc, vă mulțumesc mult pentru prezență, mulțumesc și vouă, prieteni, o seară frumoasă în continuare, toate cele bune, la revedere!